să vă duceți umblând pe cale până la capăt. Amin, nu calea care îți place ție, că tot mai multe căi plac bune oamenilor. Hristos Domnul a spus, eu sunt calea. Aleluia. Nu o cale, ci calea, adevărul și viața. Și până la capăt, chiar și când nu mai vezi nimic înainte. Închei o întâmplare, o povestioară, zicea cineva, place și la bătrâni și la copii. Alea merg bine. Mi-a plăcut de când am auzit-o, am mai spus în vreo două, trei locuri, o spun și astăzi aici. Este o relatare din partea fratelui Vanvu Alexie, păstor în cultul penticostal, membru în comitetul executiv, secretar general foarte mulți ani, când eram la București, la școală, a spus o întâmplare din viața sa, când a fost în război și a fost luat prizonier la ruși. Și era iarnă, fusese luat prizonier și cu parte din plutonul lui și cu alții, bineînțeles, foarte mulți alții. Și după ce au stat într-un anumit loc, au fost porniți dizi de dimineață, încă nu se crăpase de ziua, nu li s-a dat nici mâncare de dimineață, cât era ea cum era acolo, și au mers toată ziua prin zăpadă pe un ger cumplit. Șirul se lungea tot mai mult și se rărea cu ceas care trecea, că tot mai mulți cădeau, înghețau, mureau. Și fratele Vanvu spunea, m-am uitat după băieții mei, dar de la o vreme au rămas în urmă ei. Eu m-am dus înainte, mai înainte, mai fiecare își vedea de-a lui. Deci acolo era fiecare pentru el. Se întâmpla că unii nu mai puteau, fie cădeau, fie se retrăgeau, și unii încă vii erau deja dezbrăcați de cei care veneau din urmă. Unul lua vestonul, altul lua pantalon, trăgeau bocanci și zice, încă unii mai erau vii și rămâneau dezbrăcați, nu mai puteau. Alții zice, când se vedea cei care escortau, că nu mai e nicio, se zice, era milă, trăgeau un glonț în cap. Măcar să le curmine. Și zice, m-am dus, am strâns din dinți. Și era deja după masă, nu mâncasem nimic toată ziua, nu ne odihnisem nimic deloc. Și zice, la un moment dat am simțit că mă lasă picioarele, că nu mai pot, și am zis, nu vreau să mor. Dar picioarele deja nu mă mai ascultau. Și am mai mers, și am mai mers, și am început să pierd locul, să rămân mai în urmă. Și la un moment dat am zis, nu mai are niciun rost. Încă un ceas de chin, nu merită. Ce m-am tras de o parte și m-am așezat în zăpadă cu gândul să se sfârșească totul. Și după ce m-am așezat, au trecut pe lângă mine mulți, se uitau încă, dar stăteam, nu mă aruncasem cu fața în jos sau într-o parte. Zice, încă mă țineam așa și zice, numai la un moment dat am auzit, domnule sublocotenent, ce faceți? N-aveți voie să faceți așa ceva. Ce trei dintre băieții mei care fusese rămâi în spate s-au oprit lângă mine și a spus, domn sublocotenent, sus. Și a spus, băieți, duceți-vă voi. Eu nu mai pot, drumul meu se sfârșește. Nu se poate! Ori toți, ori niciunul! Și zice, m-au luat doi pe sus, ori nu m-am pingeat de la spate. Și m-au târât, m-au dus cu ei. Când unul dintre ei obosea prea tare, cel de-al treilea lua locul și făceau schimb așa, dar zice, pierdeam teren, începea să se însereze, se întuneca și zice, noi rămâneam tot mai spre coada șirului. Și nu mai aveam nicio speranță. Și atunci, dintre ostașii ruși, acum știu că rușii au o imagine care o au acum când cu Ucraina, dar asta este partea lui ăia și ceea ce spun este partea lui ăla. Că unul dintre ei s-a apropiat și zice,
A bătut pe umăr pe fiecare și a spus, băieți, harașo, adică faceți bine ce faceți. Și le-a început să le comun și să le spună, ce nu vă lăsați, vă urmăresc de ceasuri. Abnegația voastră, sacrificiul vostru, dăruirea voastră, vreau să vă spun, nu vă lăsați. Acolo, în zare, se vede ceva. Este un vârf de deal. Când ajungem în vârful acela de deal, este o cotitură mare și în vale se văd luminile unde trebuie să ajungem. Și acolo va fi căldură, va fi ceai, va fi ceva de mâncat. Nu vă lăsați. Și atunci spunea fratele Ivan, cu ochii ațintiți spre vârful acela de deal, o umbră pe cer, cu puteri, ultimele puteri, ajutat de cei trei, am mers până la acel vârf de deal. Și când am ajuns în vârful acela de deal, într-adevăr am văzut în vale luminile. Când am văzut luminile, nici măcar n-a mai fost nevoie să mă mai țin ceilalți. Am început să mă forțez și să mai mult și aproape alergând, că toți începuseră să alerge. Am ajuns și am fost salvați. Fratele Ivan v-a răit mult în război. A fost slujitor deosebit în lucrarea lui Dumnezeu. A trecut din viață câțiva ani în urmă, dar povestea aceea n-o uit și deseori. Când nu mai pot. Că am ajuns uneori să nu mai pot. Am zis, Doamne, mai arată vârful acela de deal de unde se pot privi mai departe la luminile cerului. 90 de ani. Nu știu câți vor fi și nu știe nimeni câți vor fi mai departe. Ajutați-vă unii pe alții. Susțineți-vă unii pe alții. Legătura aceea frățească să susțină pe cel slab, să îl ajute pe cel mai slăbănoc. Poate pe unul care a căzut deodată într-o greșeală, nu-i dați în cap, ridicați-l cu Duhul blândeții, deschideți-i ochii, pedepsiți ce trebuie pedepsit, dar nu legați la ochi pe nimeni, ci dimpotrivă îndreptați-i privirea spre deal, spre Golgota, spre Hristos. Cel care a murit a înviat și pentru că Hristos trăiește și noi vom trăi. El s-a înălțat la Tatăl, a turnat ce vedeți și auziți, le spunea Petru celor de la Ierusalim, darul Duhului Sfânt, dar a mai făcut ceva, a făcut o promisiune. Eu vin iarăși. Biserica cu istorie, da, e bine să cunoaștem istoria, să apreciem valorile, să apreciem truda înaintașilor, să-L preamărim pe Dumnezeu care a dat atâta binecuvântare, să luăm aminte la greșelile petrecute în istorie ca să nu le repetăm și mai cu seamă să așteptăm venirea Domnului Iisus Hristos. Și Duhul Sfânt și Duhul Bisericii să zică, vino Doamne Iisuse! Și noi să fim gata să ieșim în întâmpinare. Amin.